Adriana Irimescu și vă prezint Cursa prin istorie. Povești secrete la Piscu. Suntem într-un muzeu de ceramică, unde în același timp oamenii care vin să viziteze învață și să olărească sau cel puțin au o experiență. Și avem și alte ateliere, cum ar fi atelierul de gravură sau cel de pictură, dar majoritatea vor să încerce olăritul. Învăț de când eram foarte mic, fiindcă de când eram mic am avut frați mai mari care lucrau sau cel puțin învățau și ușor, ușor am început să învăț și eu. Cam de pe la 7 ani am început chiar să-mi placă și să încerc să lucrez singur și cam atunci mi-au ieșit și primele oare. Tocmai mi s-a stricat o oală. Probabil nu a centrat-o destul de bine. Aș putea să iau un pulcărele acela. Practic, cea mai grea parte este la început, când fixezi bulgărele în centrul roții, astfel încât să nu aibă zone deformate. Și în această parte ai nevoie de forță și e destul de greu, pentru, mai ales pentru oamenii care încearcă prima dată. La fel centratul, fiindcă eu încă n-am destulă forță să-l fac perfect și mi se strică la un moment dat. Suntem în Quadrisfera de la Piscu, unde copiii învață istoria olăritului local. Piscu este un loc care a trăit de secole cu meșteșugul olăritului. Un cătun care ajunsese în prima parte a secolului al XX-lea, cel mai prolific centru de olărit din împrejurimile Bucureștiului. În zilele de culme ale olăriei, la Piscu ardeau 200 de cuptoare. Astăzi, în sat mai lucrează doar 3 olari și aceștia ocazional. Viața din jurul roților de demult s-a stins. Meșteșugul a renăscut însă într-o formă mai subtilă, culturală și formatoare, aici, în Muzeul Atelier Școală. Ne-am stabilit în acest sat în 2006, un istoric de artă și un sculptor. Am descoperit meșteșugul local. Am început să povestim cu generația vârstnică a satului, am început să lucrăm cu copiii, iar lucrurile s-au legat de la an la an până aici. Copiii noștri au crescut în această poveste. Unii dintre ei s-au născut direct în această poveste, alții erau mititei când am pornit împreună la acest drum. Și pentru ei este cel mai firesc lucru, este copilăria lor, acest sat, acest muzeu, olăritul, toată această poveste. Piscu, Vama, Vlădești, Horezu. O diferență între cele două în felul în care este smălțuit. Da, voi știți ce e smalțul, nu? Ce e smalțul? Luciul de pe? De pe vas, da, luciul de pe vas. Asta de la Vama e smălțuită toată. Da, pe dos e smălțuită? Nu, numai pe față, da? Dar asta de la Vlădești are un smalț? Doar pe modele. Doar pe modele, da? Smalț selectiv se cheamă, da? Doar pe modele are smalț. Ce credeți voi, farfurile astea se foloseau toată ziua sau erau mai de sărbătoare? Astea pe care le desenați voi? De sărbătoare. Mai de sărbătoare? De ce crezi că sunt mai de sărbătoare? Mai colorate. Mai decorate, se muncea destul de mult la o farfurie de felul ăsta. Colorăm și dăm din mână mai mult, acolo puneau puțin. E adevărat, da, atunci, de exemplu, culoarea de fond se dădea toată dintr-o dată, cu o singură mișcare. Voi munciți mult mai mult la colorat decât munceau ei să dea culoarea de fond. Ilie, o farfurie de la Vama, de la satul mare, din vârful țării.
Cea mai simplă vama, nu? Uite, Costa alege piscu. Adriana, cum v-a venit ideea școlii de la piscu? Ideea a venit de la comoara pe care am găsit-o aici, în sat, patrimoniul cultural local, foarte bogat, foarte interesant de descoperit, cuptoare de olărit, multă ceramică și mai ales tot bagajul acesta extraordinar de cunoștințe pe care oamenii locului le au și prin care reușesc să parcurgă meșteșugul de la Lutu, de la Maluia Lomiței și până la oala bună de pus pe masă. Ai scris o carte, Oale de Pisc. Oale de Pisc a fost startul muzeului. Suntem în muzeu, da. Dar mai întâi a fost cartea. După 10 ani de trăit și cercetat la Piscu, am strâns tot ce reușisem până în 2016 să aflăm în această carte. Și atunci a fost momentul când ne-am dat seama că am putea avea o expunere permanentă și am putea genera un muzeu. Sunt la școala de la Piscu, unde avem un joc de căutare de comori. Adriana Scripcariu e deja înăuntru, iar eu aștept doi copii, pe Nicolae și pe fratele său. Ia să vedem, căutăm încă o oală de la vama. Poate aceasta? Da, așa este. De ce ai ales-o pe aceea? Fiindcă are aceste forme în formă de picături, care erau regăsite și pe cealaltă strachină. Și mai? Și culorile. Culorile. Ia să vedem. Mai avem obiecte de vama aici, în apropiere? Acesta. Bravo. Și aceea e de vama. Bravo. Altele. Și aceste două. Și aceste două ulcioare. Facem un joc din ăla cu calci rece? Da. 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 Hai să ne propunem un centru. Ce centru căutăm? Piscu. Putem să-l căutăm luând în considerare și zona asta. Cald, cald, cald fierbinte, călduț, Costa. Cald grupul, fierbinte. Aha. Observați tipul de boboci și de frunzulițe? Da. Care a fost și pe strachină tipul ăsta de decor. Așa-i? Da. Se prea poate ca acelva să fi fost făcut și strachina aceea să fi fost făcută de Dumitru Nistor sau poate că a fost înflorată de aceeași femeie care a înflorat și strachina, pentru că bărbații doar modelau și femeile decorau. Da? Și nu era neapărat întotdeauna să fie din aceeași familie. Satele de olari s-au născut aici în preajma Ialomiței pentru că oamenii găseau lut în malurile râului. Wow. Aia nu e o urmă, e un... Fiți atenți, copii! E un rimiapod. Lutul este cam de la jumătate de metru în jos în zona asta. Vedeți? Unde vedeți umed, mai jos Ilie, mai jos, acolo e lutul unde a pus Iosif mâna. Acela este lutul. Op! Vin și eu la voi. Ia! Ce ați luat voi de aici? Asta este lut. Iar ăsta este pământ obișnuit. Ia să vedem. Lutul, ca să-l lucrezi, trebuie mai întâi să-l prelucrezi. Pot să încerc eu cum e acum. Uite, un pic parcă s-ar forma, da? Spre deosebire de ăsta care e sformicios, da? Ăsta un pic se leagă. Dar ca să-l poți lucra, trebuie udat, trebuie călcat, trebuie frământat. Aici e la jumătate de metru, dar în alte părți trebuie să sapi și până la 3 metri ca să găsești lutul. Se formează. Piscașii aveau parcele pe marginea Ialomiței. Fiecare familie avea parcela ei. Acum, uite, asta e. Așa s-a ajuns. O groapă, două gropi din care mai ia cine mai are nevoie din când în când. Dar în trecut, fiecare familie își lua de pe pământul propriu acest lut. Asta s-a stricat la venirea comuniștilor, când oamenii au fost deposedați de pământuri, s-au confiscat pământurile și s-au lăsat așa vreo 500 de metri în jurul casei pentru fiecare familie. Și atunci oamenii au rămas fără lut. Accesul la lut a fost dintr-o dată
restricționat, cum să mai zic. Așa, și uite așa s-au lăsat primii olari de olărit la piscu. Ăsta dacă îl frământ ca lumea cu apă, bine, nu, el trebuie să stea la dospit. Se aduce în cantitate mare în gospodăria olarului, se pune într-un loc curat. Se pune? Înconjurat de lemn, într-un loc în care putea să fie udat, să stea cu apă și apoi se frământa, se călca. În beci se punea după ce era călcat, după ce era frământat. Când era bun de lucru, atunci se punea în beci. Îmi dă o emoție starea aceea oamenilor vechi. Viața olarilor era cu adevărat diferită și ieșită din comun față de viața altor țărani și cred până la urmă că fiecare meșteșug, fiecare material aduce cu sine un mod de viață impregnat de specificul său. Există lut de mai multe culori? Da. La noi, la Piscu, este lutul cel mai obișnuit, cel mai comun. El se arde roșu. După ce îl punem prima dată la cuptor, este portocaliu. În alte părți, lutul se arde în alte culori. De exemplu, la Vadul Crișului, lutul se arde alb. Asta e foarte interesant. E adevărat că există și lutul? Da, este adevărat. De exemplu, la Vădastra. Vădastra e undeva la Dunăre, în Oltenia. Și acolo lutul se arde negru. Haideți să mergem mai departe. Hai, Costa, haide. La joc, haide! La Pisc vom avea de căutat o comoară ascunsă de un olar acum un veac. Și nu e numai taina ascunsă în lutul pe care îl scoteau din malurile Ialomiței și îl făceau să prindă viață pe roata lor. Povestea începe la sărbările încoronării de la Alba Iulia în octombrie 1922, unde olarii de la Piscu, care se aflau pe un domeniu al coroanei, au fost chemați să aducă mii de oale pentru sărbătoare. Din sat au plecat mulți bărbați cu un număr uriaș de căni și farfurii, căci zeci de mii de țărani din toată țara au participat la festivități și au fost puși la masă. La întoarcere, unul dintre ei a mai zăbovit și s-a întors abia după câteva luni. Familia s-a îngrijorat mai întâi, dar la ceva vreme după întoarcere, olarului acesta îi mergea din ce în ce mai bine. A devenit foarte bogat, vânzând din ce în ce mai multe oale și mai ales căni, ca cele pe care le dusese la Alba Iulia, deși nu ar mai fi trebuit să le facă. Jurnaliștii au venit periodic să facă din nou valuri în satul Piscu, pe urmele aceluiași misterios olar. Dar de la cine să aflăm povestea lui? Haideți, hai! Bună ziua! Hei, bine ați venit! Bine ați venit pe ploaia asta! Haideți! Hai! Bună ziua, Constantin! Bună ziua, Grigore! Voi veniți lângă mine, vă rog! Voi cine sunteți? Ioana. Eu sunt Adriana, tu? Haralambie. Tu? Maria. Iosif? Ilie. Ilie. Și bineînțeles, Constantin și Grigore, și Nicolae și Leon. Ai zis că e o comoară aici la Piscu, ceva cu olar, cam un olar a găsit o comoară? Da, așa se pare. Să vedem dacă o să reușim împreună să o găsim. Să găsim această comoară, exact. Dar ne spui puțin povestea, o începem și după aceea ne duci la comorile de sus. Deci a fost un sat de olari, știm cu toții, nu? Da. Da? Da. Satul acesta de olari făcea parte din domeniul coroanei, adică regii României aveau în grijă anumite părți din țară, vreo 12 așa. Una din ele era chiar aici, în vecinătatea noastră, la pădurea Scroviștea. Și pentru că ei încurajau foarte mult meșteșugurile țărănești, atunci când aveau un sat de olari într-un domeniu al coroanei, desigur că exista o colaborare strânsă. Ca să vă lămuresc și mai mult, mergem sus să ne uităm pe niște hărți. Haideți! Deci, cu asta începe jocul nostru de căutare de comori. Cu... cu o fie de istorie. Da, da. Cu descifrarea unor hărți. Și să vedeți ce s-a întâmplat în 1922. În toamnă au fost sărbările încoronării la Alba Iulia. Și la așa un mare eveniment,
Vă dați seama că au fost foarte, foarte mulți invitați și au venit țărani din toată țara să participe și să reprezinte comunităților la acest mare, mare eveniment. Și... Da, eu știam că e și o poveste, e adevărat, cu olarul care nu s-a mai întors, e o legendă, circulă o legendă sau s-a întors mai târziu. Ar fi ceva. Se știe că au mers mulți olari la Alba Iulia. Cu trenul și-au dus oalele cu căruțele până la tren, la Scroviștea, de acolo s-au suit în tren și hai la Alba Iulia. Asta e istoria. Asta este adevărat. Adevărat. Cu foarte, foarte multe oale. De ce atâtea oale? Zeci de mii de țărani au stat la masă și s-au îndestulat în cinstea acestui mare eveniment, al încoronării. Și atunci vă dați seama câte oale erau necesare pentru toată povestea asta. Și circulă într-adevăr o legendă, zice că unul dintre țărani a întârziat foarte mult la întoarcere. Ce o fi fost cu acest om? Nu știu. S-a împătat. Nu știu că s-a împătat. Nu era chiar căzut în ulcică, cum spune proverbul. Da. Haideți acum, până ne lămurim cu acest olar care a întârziat. Dar e adevărat că avea o comoară sau că descoperise o comoară? Să știi că sătenii așa credeau. Nu știu, o să vedem. Poate descoperim împreună. Ar fi minunat. Dar hai să vedem ce fel de oale făceau meșterii de la pisc. Uite aici, avem doar oale de la pisc. În zona Albei Iulia se mai găsesc încă monede de pe vremea dacilor și comori, gândeau mulți. Dacă olarul nostru a dat peste o astfel de comoară, îmbogățindu-se peste noapte, unde ar fi ascuns-o? Ceilalți au început să-l invidieze, dar nimeni nu știa nimic sigur și nu putea dovedi că ceva ar fi în neregulă. Haideți să ne uităm un pic, să descoperim împreună cum se cheamă aceste vase. Știe cineva vreuna cum se numește? Asta e blid, nu? La noi se zice strachină. Acesta este pui? Nu-i pui, că-i pentru mulți. Lăptărie. Lăptărie, bun. Ia uite, am aici câteva oale de borș. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Vedeți ce decor diferit au? Decor. În câte familii de decor ați împărțit voi vasele astea? Care ar fi înrudite? Cu flori am o familie, clar. Da. Alt tip de model. Unele cu valuri? Exact. Și cu linii. Primul și ultimul, vedeți? Da. Val. Iar aici, un decor cu elemente grafice simple. E foarte interesant cum fiecare sat de olari are secretele lui și modelele lui în ce privește decorul. La piscu, decorul era destul de divers, după cum vedeți. Iar, fiți atenți aici, un decor care nu prea știi de unde să-l apuci, că nu-i nici așa, nici așa, nici așa. E și val și linie. Ce-ar fi chestia asta? Un... Cu ce credeți că s-a făcut? Cum arată? Ceva care? Cu care dai așa și are tuburi cu culori. Ia, ni-l arăți? Da. Da. Se numește turnătoare. Lucrăm cu ea cu mai multe culori deodată. Ele se scurg pe țevuști și trebuie să dai doar o direcție și apoi ele se scurg pe vas într-un mod organizat. Foarte frumos arată. Și stai și te gândești, oare cât s-o fi migălit și ce-o fi, cum o fi pus înainte verdele după aia, dar parcă se întrepătrund, dar cum o fi făcut? Turnătoarea. Mm-hmm. Da. Ce să vă mai arăt eu vouă aici? Oale de toată ziua. Uite, pui, căni. Care sunt litrele? Litrele? Puiul. Asta aș zice că e litră. Litră? Dar într-o litră încape un litru? E, nu, mai mult, mai mult. Litru nu e același lucru. Vreau să vă arăt, în schimb, buriu. Ați mai auzit de cuvântul ăsta? Nu, eu nu. Buriu. Haralambie. Este primul vas de lângă tine, cel mai apropiat de tine. Ia că-te buriu. Ce credeți că se făcea cu buriu? Ia uitați-vă că el este acoperit, are un capac inclus, un capac lipit. Nu e un capac care se ridică. Poate de vin. Ulei, lichide mai speciale. Și aici aveți, are o gaură. Și pe acolo curge. Și aici se înfunda o bucată de cocean. Și pe aici
curgea licoarea. Asta cred că a fost un buriu de sărbătoare, de nuntă. Un buriu mai ieșit din comun. Și acum, probă. Păi primul indiciu ar fi să găsească un bilețel care este ascuns undeva în această zonă. Cred eu, cred că e cuprinsă toată zona. Deci toată zona. Vă uitați puțin? Deci nu trebuie să atingeți oalele. Numai să-l observați și apoi să-l extrageți cu grijă. În toată zona asta, vă uitați, dragilor, copii? L-ai găsit. L-ai găsit? Opa. Ce scrie oare? Găsește pe cetea, caută o țuruiacă. Doamne, ce e asta? O să vedem. Învață o melodie. Melodie. Așa scrie acolo, învață o melodie. Opa, opa. Cel mai cunoscut capitol al meșteșugului de la Pisc erau figurinele, fluiericele. Sunt cei mai vechi martori ai meșteșugului pe aceste locuri. Sunt mici figurine, în zilele noastre jucării. Toate au un fluieraj, dar tipologia lor ne duce direct la figurinele modelate în perioada neolitică. Civilizația Gumelnița stăpânea aceste locuri cu mii de ani în urmă. Au fost lucrate în sat până aproape de zilele noastre. Modelate în mare parte a secolului al XX-lea de către Nicolae Marin Brezăieru, dar și de alți meșteri din sat. El era cel mai renumit. Multe dintre muzeele din Muntenia au piese lucrate de mâinile lui. Vreo 10 minute, dacă îl lăsam, îl făceam sufuie. Ei, s-a întâmplat, dar nu, eu trebuie să mai se întărească și așa mai s-a întărit la soare. Acum, iar îl pun la loc, altă poziție vine, iar îl pun la loc așa aici, ca să-i pun sub picioarele. Acum îi pun picioarele pe loc, dar n-am stricat să fuiere, uite, să vedeți dumneavoastră. Lucrez de când aveam 8 ani. De la taică mi-am învățat, taică mi-am învățat de la bunicul, de la străbunicul. Deci sunt moștenit, nu am școală, sunt moștenit. Ați învățat pe cineva meserie? Nu, am învățat că nu vrea. Nu vrea nimeni să învețe din familia mea, niciunul. Uite, stă cupule, uite. Câți nepoți aveți? E mult, dacă ești unul, doi, trei, ori cinci. Și nu vor? Oh. Li se pare greu? Spune că e greu. La început. La început și eu. Taică-miu când mi-a dat cu noi, uite, și acum ți-o semnul mi-a spart. Că nu știam să lipesc aici. Oamenii din sat îl invidiau pe Olar, dar și copiii aveau bănuielile lor și curiozitatea îi făcea să se strecoare adesea în curtea lui. Olarul îi surprindea uneori cu fluiere improvizate și i-a câștigat de partea lui, arătându-le tot felul de jucării de lut. Hai să căutăm pe cetea. Fluier. Ah, știi și eu ce e. Ia asta? Să vedem. Și aceea e o pecete? Dar asta? Asta eu cred că e o pecete pentru biserică, pentru nu? Prescură, pentru prescură, exact. Este, se numește pristolnic. Un pristolnic din lut. Foarte interesant. Și mai avem aici, într-adevăr, o pecete. Ia uite-te. Vedeți? Pecetea este triunghiulară. Și când o pui pe lut, ia uite ce se formează. Trei litere. Puteți să citiți, să vedeți ce litere sunt? A și A, D, C. Administrația domenilor coroanei. Vedeți vreun domeniu coroanei? Da. Domeniul coroanei Cociocu. Cocioc Scroviștea se numea. Și imediat lângă ele, ce avem noi? Piscul. Piscu. Piscurile. Piscurile. De ce zice piscurile? Pentru că sunt trei. Piscu 1, piscu 2, piscu 3. Piscu, piscu. Piscu, piscu, piscu. Și între noi și mănăstire, cine este cu albastru? Lacul Maicii. Lacul Maicei, că mănăstirea țigănești, mănăstirea de maici.
Povestea misterioasă începe încet, încet să se dezvăluie. După ce s-a întors de la Alba Iulia, olarul întârziat a continuat să facă același tip de cană, punând mai departe ștampila cu domeniile coroanei. Le-a trimis peste tot în țară, iar în schimbul lor a primit vase din tot felul de alte așezări de olari. Acum că a fost identificată pecetea, e foarte posibil să găsiți tezaurul ascuns într-un vas cu însemnele ADC, Administrația Domeniului Coroanei. Și acum, dacă am văzut și cele trei piscuri, înapoi că să acolo căutăm... avem o probă, nu? Indiciu. Da, da, da. Un indiciu. Indiciu care să ne ajute să găsim comoara olarului, care se pare că s-a îmbogățit se peste noapte, e adevărat? Care ar putea avea legătură cu olarul nostru? Da, te ajut? Da. Ți-l dau? Bine. Te rog să ne-l citești. Ce-o-fi, ce-o-fi? Oare ce cerim? Rezolvă următorul rebus și găsește următorul indiciu. Adriana, la tine există definițiile. Încep să le citești și voi copii să le rezolvați împreună. Cred că avem nevoie totuși de hârtia aceea. Da, avem nevoie de foaie. Să vedem câte litere are fiecare cuvânt. E un rebus. Ceva ce face vasul mai frumos. Poate fi pictat, zgriat, stropit, în formă de val și altele. Decorul. Bun. Hai să vedem decorul. Cred că e decorație, nu? Da, poate fi și decorație. Obiect rotund în care se servește mâncare, dar nu supă. Câte litere? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Farfurie, poate? Care e sinonimul pentru farfurie? Farfurie? Chiar farfurie. E chiar farfurie? Strachina, da, e chiar farfurie. Scrie farfurie. Așa. 3. Da. Ce pui în farfurie? Mâncare. Poftiți? 4. Atenție! Poate fi o pasăre mică, o pernă mică sau un recipient mai mic pentru lichide de un litru. Se numește? Pui! Perfect, perfect! Un vas de pisc în care se pune laptele. Lăptărie! Oale în formă asemănătoare amforelor antice, cu una sau două toarte, și gâtul larg, în care se putea păstra mâncarea pe timp mai îndelungat, în beci, mai ales untura cu carne prăjită. Nicolae, nu-ți amintești? Nu. Grigore? Ajutor? Da. Berbenițe. Eu habar n-aveam cuvântul, ce bine că-l știe. Berbenițe, un cuvânt local. Butoiaș cu capac, da, de 20-30 cm înălțime, în care se păstrau băuturi sau ulei, burlui. E minunat că te-ai gândit la acest cuvânt, că e tot din familia oalelor, burluiu. De asta este buriu. Da. Ce cuvânt ți-a ieșit? Dumitru. Dar ce facem cu Dumitru? Dumitru. Ce-o fi cu Dumitru? Poate și-l chema pe olarul rătăcit. Poate. Olarul cel bogat, olarul care a descoperit comoara, da, pe care vrem și noi să o descoperim și să ne îmbogățim? Cred eu că pe un vas e scris Dumitru. Oare îl găsim? Hai! Ar trebui să fie poate un indiciu. Ușurel. Eu chiar sunt curioasă cine e Dumitru ăsta. Hai să vedem! Da! Mai multe știa cu siguranță Mița, fiica lui Dumitru Nistor. Cine e Dumitru? Păi trebuie să-l descoperim întâi și apoi. Ia să vedem. Sunt câteva oale pe care sunt scrise nume. Cine or fi dânsii? Olari de atunci. Poate. Poate e olarul nostru cu comoara. Sau poate, ne ascunde o altă provocare. E prescurtarea de la Dumitru, am vorbit mai devreme. Gata, l-am găsit. Ai, frate, le-ai găsit pe toate. Pot să-l citesc? Citiți cu atenție ce scrie pe vas și descrieți-vă mesajul care are următorul cod. Deci ăsta e vasul, nu? Ăsta e vasul și eu știu câte ceva despre acest vas.
Uite, avem aici un ceva care ne ajută, despre care am mai povestit. Piscul care pisc? Piscul 3. Acest Dumitru Nistor a fost un olar foarte, foarte bun, foarte bun meșter. Trăia la piscul 3. Și Mița, da, Mița, fata lui, luată de suflet Mița, i-a făcut acest ulcior pentru nuntă, tăticul ei. A, atunci s-a măritat? Da. Ia să vedem datele. Dă-mi puțin, te rog. Ți-l dau înapoi, normal. Tocmai ce am venit de la ora de mătință. T. Cine ține minte T? T. Ilie, T, da? Apoi, după T, R. R. Tr. I-ul e corect. I-ul e corect. Trim. Trim. 11 trebuie. Ce? Dar ce vânt s-a pornit? Da. Stihiile. Deci Mița, Dumitru Nistor, atâta... Legenda. Legenda spune. Nu fugiți, veniți încoace. Oh, mamă! Sper să se potolească. Curcubeul este direct deasupra casei Miței. Știu cât de bine arată tot. În sfârșit, sper să putem rezolva această probă. Deci după ce Mița, Dumitru Nistor ne-a trimis grindină, ne-a trimis și un curcubeu. Semn bun. Semne bune, da. De belșug, bogăție și găsire de comoară, nu? Comoara se află la capătul curcubeului. Corect. Da. Asta e. Acum să vedem care e mesajul. Deci, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T. 7. R. 13. Tro. 2. Tro. Troi. Troiță. Da, troiță. Așa e. Troiță plus trimis. Trimis la troiță. Unde e troița? Ce este o troiță? Ce-o fi o troiță? Troița este o cruce mare. O cruce în răscruce. De afară? Uite-o! Unde? În fața muzeului. Nicio. Ia-l tu, Ilie. Ei! Ia-l. S-a zis. E foarte ud. O farfurie adâncă din care se mănâncă supă. Strachină, corect. O cană mijlocie bună la toate. Pui. Exact. Pui. Vas larg de pus mâncarea pe masă. Castron. Că dacă nu-i strachină, e? Castron. Farfurie. Farfurie. Bravo. Farfurie. Farfurie care mănânci. Exact. Da. O cană mică pentru băuturi puternice, cum ar fi cafeaua. Ceașca. Bravo. Altă denumire pentru supă, când nu e deloc consistentă. Când e chioară. Zeamă. Perfect. Bravo, Ioana. Bravo, bravo, bravo. Și să vedem. Ultimul. Râul care curge în marginea satului Piscu. Ia Lomița. A început bine. Hurezi. Hurezi. Aha. Hurezi. Ce-o fi asta, Hurezi? Un sat. Unde și? E? Muntenia, corect. Mai specific. Oltenia. Oltenia. Hurezi, cel mai renumit sat de olari. Și din Oltenia, dar și din toată România. Vă mai amintiți pe unde erau? Hurezi. Vasele, da, de Hurezi? Pe zona aceea. Hai să încercăm să vedem. Încotro ne trimite rebusul. Ăla-i Vladimire. Ia să vedem. Zi tu, Ilie. Ăsta? Doi de Hurezi.
Cu clownul. Ia să ne uităm, ia să vedem. Unde ar putea să fie? Opa, 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 cald, fierbinte, fierbinte. L-am găsit. Ia să vedem ce scrie. Acolo unde cântă. Cântă. Cine o ajută să citească? Merge acolo unde cântă. Fă trei tumbe. Fă trei tumbe, precum un. Uh-huh. În direcția uh-huh. răsare. Uh-huh. Acolo vei găsi comoara. Și care sunt, credeți voi, cuvintele care înlocuiesc? Soarele. Bun. Mergi acolo unde cântă cocoșul. Așa. Fă trei tumbe precum un iepure. Nu. Ce am văzut noi pe o farfurie de hurez. Exact. Ah, clown. Așa e. Ce ar putea să însemne să faci trei tumbe precum un clown? Știi ce nu vă să fac tumbele? Noi o să le transformăm în mămălici, că acum e cam umed, ați văzut ce furtună mare a fost? În direcția răsare, soarelui răsare, da? Se zice. Acolo vei găsi comoră. Ne ducem afară, nu? Haide să facem, luați-vă ceva pe voi, că e frig afară. Undeva se pare că mai e ascunsă o cană cu un răvaș pe care olarul îl trimitea peste tot. Bani! Să analizăm situația, haideți! Ce mai e acolo? Hârtie! Încă un mesaj? Da! O recompensă! Păi, stai, că l-ai ha, mă, ce faci de acolo? Vreau și eu să văd ce e acolo. Au scos? Ia, vreau și eu. Hai, eu. Nu vrea să iasă! Ia, stai! Da, hai să... Trage cât de tare poți de el. Aveți grijă să nu rupeți, că... Nu, mă, că l-ai rupt deja, l-ai rupt! Nu de tot, poate, dar s-a rupt. S-a rupt. Hai, trage deodată. Da, da, și... Și... Prima foaie arată tare interesant. Ia uitați, ziarul pe care l-a primit, țineți minte că legenda spune că l-a întârziat. Ziarul ăsta e pe 22 octombrie. De ce a păstrat olarul ziarul de la încoronare și harta regatului României cu centrele de olărit? Taina a transmis-o ultimului olar din sat, Nea Costel. Copiii trebuie să-l găsească și să-l determine să le transmită taina. Umblă vorba prin sat că există un nepot al acestui olar cu legenda. Mm-hmm, olarul meu. Și că acesta, de fapt, ar fi chiar ultimul olar care mai lucrează la pisc. A cărei fotografii o avem aici sus în expunere. Și vă mai dau un indiciu. În fotografie este vorba de un cuptor. A, și trebuie să-l găsim? Păi, sigur! Dintre primele. A doua, de la stânga la dreapta, nu? Da, cu mănuși, dar de ce? De oare de ce are mănuși? Fiindcă să nu se ardă. Și de ce se pun oalele în cuptor? Ca să se interesează că după aia dacă... Dar de ce se ard? Ca să se poată. Hai, Leo, vină lângă mine și povestește-mi cum e cu oalele și cum e cu apa și cu lutul. Asta, deci oale făcute din lut, care e făcută din pământ și apă. Tu arzi oalele. Așa. Când mănânci, tu dacă pui supă, supa e făcută din apă. Așa. Și când bei... Da? Mănânc cu lut? Da, mănânc cu lut, pentru că lutul se face oale cu apa. Apa îl face moale. Dar dacă eu pun apă și lut la uscat la soare, nu e suficient să pot să mănânc din vasul ăla făcut din... Nu? Nu. Așa credeți? Când este de cald ca cuptor. Am înțeles. Și credeți că mai e un alt motiv pentru care se ard oalele în cuptor? Da. Care? N-am putea deloc să le folosim. Ia uite, tocmai vine Nea Costel. Unde? Bună ziua! Bună seara, bună
Nea Costel Sotir este ultimul olar care a mai rămas la pisc și umblă vorba prin sat că ar fi nepotul acelui olar legendar. Olarul cu comoara? Exact. Și ați găsit comoara? Copiii au găsit comoara. Copiii au găsit comoara. A comoara e și în ăsta. Da. Secrete, nu? Da. Ar trebui să, asta trebuia să ne ascundem. Da? Și un pic de apă. Ia uitați cum se lărgește. Vedeți-l? Da. Foarte frumos, nu? Ia să văd eu când îmi duc vestul. Ai învățat și tu ceva? Să lucrezi? Nu. Facem o oară, facem? La școală facem chestii și noi. La școală? Da, dar nu cu roatoare. Bravo! Acum astea să-ți mudăm în usini. Așa mai greu. Deci, lași mâinile încet. Lutul e foarte sensibil. Să supără și să dă la o parte. Și nu mai este de vorbă cu noi. Indiferent cât am fi noi de specialiști, nu ne mai ne bagă în seama. Ușor și tot timpul să ai mâna udă și nu apăsa tare. Deci clar, nu? Deci mâna se curge încet, ușor. Voi, Leo, arta abstractă. Norocul că se poate repara. Uite așa, dacă tot îți place ție, ție să facă un... În momentul ce nu-ți mai alunică mâna, bagi mâna în apă. Da? Uite, foarte bine așa. Cred că am putea numi comoară înțelepciunea aceasta veche a meșteșugului, frumusețea vaselor, poveștile oamenilor, toate câte am încercat să le punem la oaltă, cap la cap, aici în Muzeul Atelier Școala de la Piscu. Ne-a povestit Nea Costel Sotir din copilăria lui, când se trezea de dimineață, dormind toți în atelier, cum simțea mirosul lutului umed, cum auzea roata învârtindu-se, împreunarea omului cu îndelenicirea lui, cu munca lui, de la cele mai calde detalii până la, să zicem, rutina unei munci. Viața olarilor era cu adevărat diferită și ieșită din comun. Ia să vă și un meserie, să La pis, cu comoara ascunsă de un olar acum un veac. Troiță plus trimis. Undeva se pare că mai e ascunsă o cană cu un răvaș pe care olarul îl trimitea peste tot. Vama, Blădescu, Horeză. Dar mai multe știa cu siguranță Mița. Există un nepot al acestui olar cu legenda. Taina a transmis-o ultimului olar din sat, Nea Costel. Da. Îl iau. Cum ați învățat să o olăriți? Singur. Singur? Da. Vedeam la părinții mei, la bunicul. Am înțeles. Vedeam și mă urcam. Și erați curios și... Eram curios, da. Mai târziu, prin 94-95, da, unde șade doamna Adriana, era un unghi de-al nostru. Mare un pic de casă. Cum îl cheamă? A Dumitru Nistor. Opa! De l-am căutat astăzi, da, așa. A venit la mine atunci, da, și mi-a arătat el mie niște secrete de la... Da, știam cât de cât. Niște secrete care să îmi ușureze munca. El era meșter foarte bun, nu? Bun. Da. Și-a plecat acasă și mi-a făcut-o, se numea lotcă. Mama, o chestie din lemn, da, care făceai pe strachină. Dar eu cred că aș fi dumneavoastră acum stângat și n-am știut să fac cu ea nici. Și acum o am. Am amintire multe de Dumitru și am să scriu pe ea. L-am pus pe al meu. Da, mai bine. Ce ați vrea să lucrați? Așa? Nu. Oh. Trebuie să vii, când vii la roată, să știi ce vrei. O strachinuță? O strachinuță, da. Ia uite, ai făcut-o? Am făcut-o ovală.
făcut-o. Să zic că pare că am făcut 60. O scrumieră, da. Am vrut o strachină și da, mi-a ieșit o scrumieră. Nu e nimic, nu e nicio problemă. Aceasta a fost povestea misteriosului olar și a comorii pe care a descoperit-o odată cu unirea. Gândul lui de a strânge oale din toată țara a prins contur după 100 de ani ca un destin împlinit. Muzeul Atelier Școala de la Piscu adăpostește oale din toată țara și multe obiecte vechi din sat. Toate acestea au devenit pentru vizitatori și pentru foarte mulți copii adevărata comoară. De la povestea drumului la Alba Iulia și până astăzi, roțile nu s-au oprit încă la Piscu. Aceasta a fost ediția cursei prin istorie Școala de la Piscu.